El este youtuberul român care și-a construit un buncăr subteran în curtea casei. Am făcut totul cu mâna mea. Dan Vancu, cunoscut ca Ciflix TV pe YouTube, i-a impresionat pe cei peste 327.000 de, de abonați cu un proiect cu totul și cu totul inedit. Încă din luna octombrie anului trecut, el a decis să construiască un buncăr subteran în curtea casei sale, aflat într-un sat din județul Timiș și a documentat întregul proces pe canalul său de YouTube. Youtuberul Cipiflix TV, pe numele său real Dan Vancu, a decis în octombrie anul trecut să construiască un buncăr subteran în vecinătatea casei sale dintr-un sat din județul Timiș. Deși s-a confruntat cu multe dificultăți, cum ar fi vremea și complexitatea lucrării, Dani a finalizat cu succes proiectul. El a prezentat structura sa impresionantă celor 327.000 de, de urmăritori ai săi de pe canalul de YouTube. Una dintre cele mai mari provocări a fost vremea. Iarna a încetinit semnificativ lucrările și a transformat șantierul într-o mlaștină dar ne-a fost nevoit să ia o pauză, ceea ce a dus la zvonuri că proiectul a ieșuat. Suntem la 4 metri sub pământ. Suntem sub sau înconjurați de 70 m de beton B400 armat, impermeabil. Tratat să nu treacă apa prin el, suntem într-o cușcă de fier de 13-14 tone. După peste 500 metri liniar de sudură, hidroizolație peste tot și mai mult de 30 de tone de pământ pus deasupra. În 40 de metri pătrați suntem mai protejați decât oriunde, a spus românul. Am făcut totul cu mâna mea. Buncărul are dimensiuni impresionante. 7 metri pe 5 metri, cu un tunel de acces de 4 metri lungime și un metru lățime. Dani a folosit o cantitate uriașă de materiale pentru proiect, de la 14 tone de fier la 70 de metri cuți de beton, iar construcția a fost extrem de complexă. În interiorul buncărului nu există semnal de telefonie mobilă, ceea ce îl face un loc perfect de liniște și siguranță. Vanco a investit, de asemenea, în estetica buncărului. În total, youtuberul a cheltuit peste 30.000 de euro pentru construcția buncărului și a făcut singur munca. Am făcut totul cu mâna mea, cu puțin ajutorici colo. A fost un proces lung și complex, dar fiecare etapă finalizată mi-a dus o satisfacție nemaipomenită, a mai spus Dani Vancu.